Județul Sălaj este posibil să aibă în următoarele 18 luni o auto specială cu apă și spumă estimată la valoarea de 120.000 de euro, precum și auto specială complexă de intervenție, descarcerare și ajutor medical de urgență cu post medical avansat ce poate asigura asistența medicală pentru 10 victime în același timp, estimată la o valoare fără TVA de 170.000 de euro. Această auto specială complexă este ca un mic spital de campanie, fiind necesar în situațiile grave cu victime multiple. Acest mic spital de campanie permite trierea și intervenția medicală de urgență la fața locului, putându-se evalua pe loc situațiile care necesită transfer la clinici specializate pe calea aerului sau cu ambulanța SMURD. Bună ziua! Bine ați venit la această conferință. Scopul acestei conferințe de presă este de a marca o nouă etapă a proiectului prin programul personal regional 2007-2013 privind îmbunătățirea și dotarea cu echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în stația de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat în regiunea de Nord-Vest, în conformitate cu prevederile legale privind achizițiile publice a inspectoratelor pentru stația de urgență din Transilvania de Nord. Sunt Maior Radu Lucaci, șeful Serviciului Prevenire din cadrul Inspecției de Prevenire a Inspectoratului pentru Stația de Urgență Porolis-Oma, județului Sălaj. Și totodată sunt și reprezentantul tehnic al Inspectoratului în Comisia de Experți Tehnici la nivelul Inspectoratelor pentru Stația de Urgență din Transilvania de Nord. În urmă cu 3 ani, așa cum mai știți, prin Programul Operațional Regional 2007-2013 a fost lansat un proiect cu finanțare europeană pentru dotarea cu echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului intervenției în stația de urgență. Astfel, în prima etapă desfășurată, inspectoratele județene pentru stația de urgență din Transilvania de Nord, respectiv ale județelor Bistrița, Năsăud, Bihor, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj, au primit în total 64 de autospeciale noi de intervenții în stații de urgență, din care în județul Sălaj au ajuns 5 autospeciale cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și 3 ambulanțe SMURD. La acest moment se începe a doua etapă a proiectului, cu o finanțare de încă 10,1 milioane lei. Finanțarea achiziției asigurându-se în principal în baza contractului de finanțare numărul 3187 din 7-6-2012, cod SMIS-ul 38406, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței ca autoritate de management pentru programul operațional regional 2007-2013, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de organism intermediar și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania Nord în calitate de beneficiar, cu finanțarea finanțată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară. Beneficiarul final al acestei finanțări fiind inspectoratele pentru stații de urgență județene din zona Transilvaniei Nord. Acest proiect este finanțat european în proporție 85%, cu o cofinanțare 13% de la bugetul de stat și 2% din bugetele consiliilor județene din cele 6 județe beneficiare. Termenul de implementare al acestui proiect este de 18 luni. Deci estimăm că în 2013 vom beneficia de roadele acestui proiect. În această etapă se intenționează achiziționarea încă 12 autospeciale pentru întreaga regiune, județului Sălaj revenindu-i o autospecială cu apă și spumă, care este estimată la o valoare de 120.000 de euro, precum și o autospecială complexă de intervenție, descarcerare și primă ajutor medical de urgență, cu post medical avansat ce poate asigura asistența medicală pentru cel puțin 10 victime în același timp. Estimarea acestei autospeciale este în jurul sumei de 170.000 de euro fără TVA. Această autospecială complexă este ca un mic spital de campanie, fiind necesară în situațiile grave cu victime multiple. Acest mic spital de campanie permite trierea și intervenția medicală de urgență la fața locului, putându-se evalua pe loc situațiile care necesită transfer la clinici specializate pe calea aerului sau cu ambulanța SMURD. Acum, după cum știți și în alte conferințe de presă și
din la intervenții la care participați, situații cu victime multiple pot fi de orice natură, de la accidente rutiere până la inundații, cutremure sau alte calamități. Prin achiziționarea acestor mașini se reduc timpii de intervenție pentru acordarea primului ajutor calificat la 16 minute în zonele rurale și 8 minute în zonele urbane. Conducerea inspectoratului nostru speră ca pas cu pas să se reușească dotarea inspectoratului cu autospeciale noi în totalitate. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania în Nord organizează procedura de atribuirea contractului achiziției publice de furnizare prin licitație deschisă cu etapă finală electronică. Și acum să vă fac o mică descriere în special cele de-a două autospeciale, pentru că aici apare o mică diferență față de ce am achiziționat până acum. În ce constă aceasta? De fapt, e o autospecială de medie capacitate la care este atașată o remorcă. O remorcă care are o anumită dotare și în special să vă enumăr 3-4 elemente. Un cort gonflabil de 30 de metri pătrați. Un cort gonflabil de 10 metri pătrați. Între aceste două corturi o suprafață intermediară tot sub formă de cort. Corturile respective sunt dotate cu sisteme de iluminare, sisteme de încălzire a cortului, încălzitor pe bază de motorină. Posibilitatea de a amplasa 10 paturi în acestea pentru victime și dotările medicale specifice. Dacă dumneavoastră, de fapt dau cuvântul purtătorului de cuvânt al Consiliului Județean pentru... Da. M-am înțeles că ați primit aceste dotări. Încă nu... Sunt suficiente pentru județul Salaj, ați mai avea nevoie ceva? Dacă luăm ca și suprafața județului și ca timpului de răspuns, normal s-ar impune ca fiecare subunitate să aibă o asemenea remorcă. Dar pentru început e foarte bine. Să sperăm că în timp, exact cum am spus și mai devreme, pas cu pas vom reuși să dotăm inspectoratul pentru situații de urgență la niște standarde europene. Există promisiuni în viitor apropiat ca să se doteze și celelalte stații? Promisiuni nu pot să zic că avem promisiuni, pentru că, exact cum am început, prin fonduri europene, depinde de anumite cerințe. Dar cum a fost aprobat un proiect unde s-au achiziționat 64 de autospeciale, unde vreau să menționez că luând pe întreg în toată țara, regiunea de Nord-Vest, această regiune a noastră, suntem pe primul loc în țară, ca număr de achiziție. Sperăm, deja am început al doilea proiect, am terminat deja caietul de sarcini și specificațiile tehnice ale acestor autospeciale, urmând ca în cea mai scurtă perioadă să fie publicate în sistemul electronic al achizițiilor publice. Și sperăm ca și în continuare să avem parte de fonduri să putem procedem mai departe la achiziții de noi autospeciale. După întrebarea legată de acest subiect, în special de spital, acest mic spital de campanie, Iisus a luat în momentul de față, are personal calificat care se pot acorda primul ajutor sau să lucreze în acest mic spital de campanie? Sau vor fi paramedicii de la SMU? Într-o fază inițială vor fi paramedicii la SMURT, dar, așa cum ați observat și la alte intervenții, noi având dispeceratul integrat, ambulanță SMURT, adică ambulanță și SMURT, putem coordona încă la faza locului să ajungă ambulanțe și personal calificat pentru acordarea ajutorului, încât să fie în măsură să facă trierea, să facă cele necesare. La această conferință de presă vă spun și eu, în ceea ce privește Consiliul Județean, ne bucurăm că putem sprijini și noi acest proiect. Se referă sprijinul Consiliului Județean la partea de cofinanțare, cei 2% de care amintea și colegul de la Iisus Alaj. Este vorba în primul proiect, așa cum s-a mai spus deja, de o sumă de 106.000 de lei 845, contribuția de 2% cofinanțarea Consiliului Județean, iar pentru cea de-a doua etapă, o cofinanțare de 27.173 de lei. Cam atât din partea Consiliului Județean. Rolul principal în acest proiect îl are și în partea de implementare și, bineînțeles, după
finalizarea proiectului Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sălaj. Acum, dacă îmi permiți să aici o completare, avem rolul foarte important, dar fără contribuția de 2%, chiar dacă pare o sumă infimă, a Consiliului Județene din cele 6 județe, nu ar fi fost posibil un asemenea proiect. Fapt pentru care trebuie să mulțumim Consiliul Județean pentru implicarea. În perioada de finanțare 2014-2020 sperăm să mai fie linii de finanțare pentru asemenea proiecte. Așa cum ați văzut, cu siguranță dotarea materială a Inspectoratului pentru Situații de Urgență poate fi îmbunătățită și dacă vor exista asemenea proiecte, este normal că va exista și sprijin din partea Consiliului Județean.